Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce ține de parfumuri. Pentru abonații mei scump și dragi, ce se reîntorc la fiecare clip. V-am pregătit astăzi o selecție de trei parfumuri și un decant de 10 ml, un haul, aș putea spune. Sunt niște achiziții de pe site-ul celor de la Dubai Collection, cu care am și o afiliere, în sensul că eu vin către voi cu acest cod de reducere. Voi dacă Puneți acest cod la finalul comenzii, primiți o reducere de 5%, iar eu primesc din partea celor de la Dubai o, o un mic procent din comanda voastră, tot 5%, da? Deci nu ne îmbogățim, nu facem șmecherii, nu nimic. Bun. De ce vin către voi cu un haul în condițiile în care eu tot timpul v-am obișnuit cu unboxing-uri? Am trei parfumuri, după cum vă spuneam, și un decan de 10 ml. Nu știu, în ultimul timp programul meu e puțin mai agitat, puțin mai haotic, știți și voi cum e vara, plecări neprogramate, nepregătite, totul așa pe ultima sută de metri și comenzile de fapt cam așa le-am făcut, câte un parfum, câte un parfum, câte un parfum. Și, două dintre parfumuri am realizat că v-am vorbit despre ele în acest clip cu parfumuri unisex sau parfumurile care eu și soțul meu le împărțim, dar nu venisem către voi să vi le prezint. Și am zis bun, o punem de un clip tip haul, primul de acest gen pe canalul meu. Și să vedem ce va ieși, da? Uh, înainte și înainte de toate, știu că am o urmăritoare, nu în capul meu, acum sunt două nume, și nu vreau să greșesc spunându-i pe al nume, o să-i las numele aici, doamnei sau domnișoarei respective, care mi-a scris că mă urmărește din Italia. Cei de la Dubai Collection. Uh, Și-au extins, ca să mă exprim așa, uh, aria de preluări, livrări, comenzi. În speță, dacă vă aflați în oricare din țările membre UE, puteți plasa cu încredere comenzi pe site. O să vă las aici, oricum o să vă las și în uh, bara de descrieri. Cel mai bine, link către. Uh, site-ul ce ține de partea UE, ca să spun așa. Și să pornim acest hol. Și cum puteam să-l pornesc eu de altfel? În primăvară, în plină vară, achiziționând un parfum de vreme rece. Pentru că ce să vezi, pe sistemul omul gospodar își face iarna car și vara sanie, Rojin gospodărița și-a luat vara parfum de iarnă. Da. Vorbim aici despre Intoxicate La Fid, un parfum al casei Hadlaj. O casă ce a început să îmi atragă foarte, foarte mult atenția în ultimul, în ultimul timp. Și acest parfum este inspirat din Angel's Share de la Killian. Prezentarea poate vă va duce cu gândul la alt parfum Middle Eastern și anume uh, Hamra de la Latafa. El vine a, așa. Da, deci e genul de uh, prezentare. Nu știu. Dacă aveți un cadou de făcut. Și de ce nu dacă sunteți colecționari? E ceva divin, nu știu, mie îmi place foarte, foarte mult. Dacă prezentarea vă poate duce cu gândul la Hamra de la Latafa, sucul în sine, parfumul acesta de la Casa Hadlaj, nu are nici cea mai mică legătură cu Hamra. Dețin Hamra Um, oricum, în ultimul timp am tot strâns mai multe ADN-uri inspirate din Killian Angel Share. Um, da, că de fapt asta vreau să vă spun. Când am plasat comanda pentru Intoxicate, am plasat-o oarecum dezamăgită, dar dezamăgită în ce sens? Eu vrei, am cu Ardoare, um, Fire Your Desire de la Emir. Da? Până m-am gândit eu, până m-am decis, am 10 ml, am un din 10 ml din acela și îmi place. Până m-am decis eu, bineînțeles, stoc epuizat. Și în nervi am ales acest lafid sau Intoxicate Și am făcut o alegere excepțională. Haideți întâi și întâi de toate să vorbim puțin despre notele acestui parfum. La Feed Intoxicate, Casa Hadlaj, Unisex, inspirat de Killian Angel Sher. Note de vârf, coniac, lăcrămioare, migdale, bergamotă, mandarină și frezie. Note de mijloc, scorțișoară, tonca, stejar, lactonic, nucă de cocos, caramel, floare de prun, bujor, ilang. Iar în bază avem pralină, vanilie, ambră, mosc și lemn de santal. Dacă luăm notele uh, la o primă vedere, da? la un prim ochi, ne-ar duce și nu ne-ar duce către Killian Angel share, da? Uh, vă las notele și pentru acela aici Însă, eu în ceea ce privește uh, parfumeria și vorbesc acum de absolut uh, toate uh, crenguțele sale, da? casele de designer, casele de nișă și nu în ultimul rând casele middle lister. Am învățat că nu întotdeauna notele care sunt acolo scrise sunt cele ce le voi resimți în parfum. Parfumul acesta, da, duce foarte mult contrar notelor în Killian Angel Share. Haideți să-l și pufăim. Bun. atomizorul este fix, ceea ce trebuie, nu aveți. Bun, gata, m-a acaparat. Cred că nu trebuia să încep cu acesta. Vai de mine. A, ca o mică paranteză, că nu am vorbit. Sticla, dacă nu luăm în calcul capacul, așa, mă duce cu gândul pur și simplu la un pahar de whisky. Da, deci arată ca un pahar de whisky, foarte frumos, foarte tare, mi se pare um, și în vârf are această chestie. Bun, acest parfum care oricum nici nu trebuie să apropi bloterul pentru că efectiv a umplut întreaga încăpere. Da, tinde foarte mult către Killian Angel Share. e acel gurmand coniacul acela, celebruiți de plăcintă cu mere, de mere, da? Vai! Dar este un um, Killian Angel Share, nu dați cu pietre, mai complex. Da. La Feed Intoxicate este un Killian Angel Share mult mai complex. Și ca o primă impresie, um, acesta vă da seama, pe temperatura aceasta n-am vrut să ucid pe nimeni din jur și nu l-am purtat. L-am testat strict în casă atunci când l-am primit. Însă, l-am ridicat de la Easybox la 9.30 dimineața. Am dat două pufuri undeva pe aici. Țineți-vă bine. Nemacerat, da? Deci, pur și simplu, fix în ziua în care l-am luat. Nemacerat, parfumul acesta a persistat pe caniculă de la ora 9, hai să spunem 9.30 dimineața până la ora 20.30 seara. Nemacerat, da? Este primul dup, v-am spus. Am și uh, acel la Kissmet Angel de la Alhambra. Am mai multe, am tot strâns. La un moment dat, în toamnă, voi face un clip cu întreaga colecție de ADN-uri de Killian Angel Share. Însă, toată lumea din YouTube susține că Fire Your Desire de la Emir este cel mai apropiat, iar uh, Kismet Angel de la Alhambra este cel mai performant și acela apropiindu-se destul de mult. E, eu ă, sunt această gică contra momentul de față și vă spun că Intoxicate de la Lafid Casa Hadlaj este cel mai persistent ADN de Killian Angel Share. Da? Deci două pufuri atâtea ore plus temperatura de afară. E genul acela de gurmand care efectiv îți lasă apă în gură. Într-adevăr, este un parfum total, total unisex. Dacă doriți să vă uh, adăugați colecții sau dacă nu ați achiziționat încă niciun diub, nici o clonă pentru uh, Killian Angel Share, eu la câte am și la câte am testat, aceasta, aceasta vă recomand. Nu știu. Să persiste atâtea ore și pe 40 de grade nemacerat. Deci, nu vreau să mă gândesc cum va fi parfumul acesta în toamnă. Dar, v-am spus, voi face un clip separat și voi face așa o luptă a clonelor, a dupurilor. Trecem la următorul pe sistemul. Uh, unul rece, unul cald, unul pentru vreme caldă și vorbim aici despre Cahila Platinum de la Paris Corner da? ce vine în aceeași prezentare eu mai am, vă las aici unboxing-ul pentru Cahila Lux am și căluțul negru și am spus că de ce să rămână căluțul singurel hai să-i aducem și perechea deci nu știu dacă mai are rost. Uitați-vă o secundă. Așa prezentare nu. Nu. Cei de la Paris Corner, nu știu, cum vă mai spuneam eu în alte clipuri, heavy hitters. Heavy hitters, tati, nu ne jucăm începând cu prezentarea, terminând, nu în ultimul rând, cu conținutul. Sticla este aceasta. O sticlă grea, exact ca și Cahila Lux. Este fix aceeași poveste, doar că aceasta este transparentă. Suculețul are o tentă baby blue, ceva mai deschis, iar căluțul acesta minunat este argintiu. Și capacul este din metal. Da? L-ai scăpat pe degetul mic de la picior? Ăla ești. Ok. Haideți să vă spun notele pentru acest frumos. El este marketat, înainte și înainte de toate, ca fiind un parfum bărbătesc, masculin. Uh, cel, cel negru, Cahila Lux, este marketat ca fiind parfum unisex. Din punctul meu de vedere și în concordanță cu gusturile mele, ambele sunt parfumuri unisex. Avem note de vârf. Ananas, iris, chiparos și ghimbir note de mijloc nucă de cocos, note lemnoase, iar în bază avem boabe tonca, lemn de santal, ambră și chihlimbar. Din nou, fix ce v-am spus acum câteva minute în urmă, aici avem o înșiruire de note. Notele de vârf, ei spun că s-ar deschide cu ananas. Eu nu îl simt. Deci nu resimt ananas, nu resimt acel iris, nu... Da, cam atât. Ce resimt eu în acest parfum? Nu v-am spus, acest parfum este inspirat de Jean Paul Gaultier Lebeau. Da? Uh, vi las pe acela care are un preț nu tocmai prietenos. Iar în clipul cu parfumuri unisex v-am și spus că acest Cahila Platinum, pentru mi atât pentru mine cât și pentru soțul meu, a fost o... O mega surpriză plăcută. De ce? Foarte, foarte mult, în proporție de 95%, acesta este lăbo. Da? În proporție de 95%. Atomizor, din nou. Tot. Vai. Vă spuneam că, în ciuda um, amalgamului de note, eu personal. Îl resimt ca fiind un parfum centrat pe trei note: bergamotă, notă de cocos și boabetonca. E genul acela de parfum în. nu știu, versatil. Merge mai în mai multe zone, da? Îl văd și un parfum elegant, îl văd și un parfum pentru ținută casual, casual dar nu în ultimul rând, văd acesta ca fiind. Acel parfum de clubbing este o aromă Bubblegum cu ceva note lactonice, o nucă de cocos cremoasă superbă, superbă, superbă și oarecum o a, notă de barbershop. Însă, doamnelor, nu este ceva care să vă sperie. Eu am purtat acest parfum, l-am purtat pe vreme caldă, persistă, proiectează tot ce aveți nevoie. Foarte, foarte frumos. Într-adevăr, după cum v-am mai spus, un parfum unisex, în accepțiunea mea. Pe pH-ul soțului meu, fiind pH bărbătesc masculin, ține până undeva pe la 7 ore, iar pe pH-ul meu undeva la 6 ore. Din nou, din nou, vă zăpăcesc și vă repet, asta în, la, ținând cont de fapt de nivelul de hidratare al pielii, nivelul de hidratare al corpului și nu în ultimul rând cantitatea aplicată pe piele, pe haine și așa mai departe dar este un parfum de neratat, cu siguranță, dacă aveți Lebeau uh, varianta de la Jean Paul Gaultier și vreți să uh, mergeți pe aceeași linie de calitate, însă să mai rămâneți cu ceva bani în buzunar, Cahila Platinum, Cahila Platinum Blind, iar uh, doamnelor, vă recomand eșantioane. 2, 5, 10 ml dacă nu mă înșel. Dacă sunteți, mă adresez acum doamnelor, dacă sunteți în zona de parfumuri unisex sau dacă folosiți de la soț, de la iubit Jean Paul Gaultier Le Beau, puteți achiziționa și dumneavoastră acesta blind. Este un parfum, nu știu, parfumul acela de avut în colecție. Uh, mă repet, una din cele mai frumoase surprize. Uh, nu știu, nu mă așteptam. E drept. Uh, Paris Corner nu m-a dezamăgit niciodată. Însă, la nivelul acesta, nu mă așteptam să ajungă. Sincer vă spun. Următorul, o secundă, că eu mi le țin în cutiuțe. De de vreun an doi ani pe undeva pe acolo și da nu am niciodată loc din cauza aceasta dar nu mai contează următorul este uh, tot de la Paris corner și vorbim aici despre chisa chisa care am înțeles că înseamnă poveste aceasta este cutiuța așa vine ea și sticla este ceva nu știu. Este superbă, pe cât de oarecum minimalistă, pe atât de bine lucrată, pe atât de bine finisată și nu știu, combinația aceasta de culori îmi place foarte mult. Aici avem o plăcuță de metal capac de plastic, dar un plastic destul de solid. Și să vorbim puțin despre notele acestui parfum. Este marketat ca fiind un parfum unisex cu ADN original. Avem note de vârf, citrice proaspete, bergamotă, lămâie, piele, tămâie, ilang-ilang, artemisia, Note de mijloc, portocală dulce, note florale, iasomie, ghimbir, paciuli, magnolie. Iar în baza avem mosc intens, chihlimbar, șofran și lichen. Și despre acesta v-am vorbit în clipul cu parfumuri unisex. Doamne, doamne, ce încântare e parfumul acesta. Doamne, Dumnezeule, E acel fresh, dulceag, totodată sofisticat. O dulceață suculentă, dată de flori, zic eu. Fructat, luminos, un parfum ce te bine dispune, nu știu. Din nou, e genul de parfum de neratat. Are o dulceață în el, dar nu este dulceața aceea deranjantă, ceea ce îl face mega ok pentru vreme caldă. Însă, această dulceață, timp să cred că se va dezvolta altfel și mult mai frumos, chiar și la toamnă. Da? Este într-adevăr unisex îl poartă și soțul meu. Pe soțul meu în uscare, v-am mai spus în clipul cu parfumurile unisex, e o combinație de erba pura, chirche, ceva moscat, dar nu fix de acolo. Adică, la prima vedere, poate combinația de culori vă va duce cu gândul către erba pura. Nu. Erba pura. am avut parfumul original, am avut, cred că aproape toate clonele cele mai apropiate, și acum, după atâția ani de uh, folosință, am ajuns la nivelul la care nu mai suport erba pura pe mine. Dacă altcineva din preajma mea folosește erba pura și folosește o cantitate omenească, nu am nimic de obiectat. Însă, pe mine, nu, 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 fără erba pura. De aceea, acest parfum, dacă combinația de culori vă va duce cu gândul la erba pura, nu este erba pura. Nu. Este ceva mult mai luminos, ceva uh, soft, dar puternic totodată. E genul acela de fresh care nu înțeleg cum a fost creat, deoarece știu și eu, știți și voi, freșurile au tendința de a fugi foarte repede de pe piele. Nu este cazul pentru chisa. Nu. Chisa l-ai pulverizat dimineața la ora 9, dăm un exemplu, undeva la ora 17 este tot pe tine. Cel puțin, din nou, la cum pulverizez eu. Da? Pe mine, în uscare, deci pe PH feminin, Chisa uh, mă duce oarecum, fără să fie inspirat, în zona uh, Cerutii 1881, da? De aceea spun că, în accepțiunea mea, pe mine cel puțin, nu are treabă cu erba pura. Însă, totodată, pe soțul meu este această combinație, dar nici la el, adică este combinația Sospiro plus Chirche doar un 20%. Restul de 80% este un fresh, un fresh ușor acvatic se dezvoltă pe el. De aceea eu în fiecare clip vă spun: uh, achiziționați mostre și testați. Testați, testați, testați înainte să achiziționați varianta full size. Codul pe care îl am eu este valabil inclusiv dacă voi doriți să achiziționați. Cel mai mic eșantion de 2 ml. Da? Este valabil pentru absolut orice achiziție de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Și terminăm cu chisa și trecem la un eșantion de 10 ml. Pentru că, da, și eu achiziționez eșantioane. Fie vorba între noi, Cred că de două ore am achiziționat eșantioane în varianta de 5 ml. În rest am doar varianta de 10 ml. Pentru că de fiecare dată am mers pe premiza și dacă îmi place, achiziționez sticla mare, iar eșantionul îl folosesc ca travel size, da? ceva de genul. A venit vara, plecăm în concediu, mi-am pus 5 din astea și nu am treabă, da? Și am achiziționat 10 ml din uh, Emir cherry, cherry Cola. Da? Noua lansare a casei. Notele pentru acesta sunt uh, cireșe, scorțișoară, Coca-Cola, nucșoară, paciuli, floare de portocal, vanilie, boabe de tonca. Uh, e una, nu știu, mie îmi cam plac creațiile casei Mansera. Cei drept, nu toate. Uh, nu toate mi se par atât de reușite. Și vorba aceea să-mi spun și eu oful. M-am cam supărat în ultimul timp, de exemplu, de la faza cu sedrat boaze. Asta ca un disclaimer înainte să testăm acest decant. Ce m-a deranjat pe mine la mansera și povestea cu sedrat boaze? Au anunțat cu surle și trâmbițe că vor scoate sedrat, sedrat boaze intens. În spatele cortinei, de fapt, ce s-a întâmplat? Au diluat clasicul sedrat boaze. Și au venit pe piață cu noua lansare de Sedrat Boaze Intens, care de fapt era vechiul Sedrat Boaze. Și acum câteva zile, săptămâni, nici nu mai știu, am văzut că din nou au anunțat cu surle și trâmbițe lansarea lui Red Tobacco Intens. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, am, un, am o sticlă mare, da? 120 de ml, beci cod foarte vechi, varianta pe filet. Ne place foarte mult și mie și soțului, însă e clar că din moment ce domnii de la Mansera au anunțat această treabă, este foarte clar că vor dilua actualul Red Tobacco pentru a aduce în atenție Red Tobacco Intens, care ce să vedeți e de fapt vechiul Red Tobacco. Așadar, undeva prin toamnă uh, voi testa neapărat de la Emir uh, dupul clona, nu mai rețin acum cum se numește, vă las imaginea, pentru Red Tobacco de la Mansera. Să vedem ei ce au făcut. Bun, după acest uh, disclaimer, să pufăim și Sherry Cola, care da, în deschidere, miroase a cola combinată cu cireșe. Fix asta miroase, plus o scorțișoară. Este ca și cum ai lua un pahar mare de cola, ai pune boi de, de cireșe și ceva mai multă scorțișoară. În opinia mea, da, este și eu îl văd ca pe un parfum unisex. Un parfum categoric de vreme rece, cu toate că mie îmi plac parfumurile. De fapt, eu sunt ușor meleonică, dacă mi-ați urmărit clipurile. Îmi plac și cele diafane feminine, dar și parfumurile bold cu uh, ud, tutun, buzi și așa mai departe însă cu toate acestea nu aș purta acest parfum acum, da, pe temperaturile acestea de afară. Dar da. Acum scorțișoara s-a dus undeva pe fundal foarte, foarte slab. Foarte slab simt o floare de portocal. Iar nota de cola Începe ușor, ușor să dispară. Aș achiziționa varianta full size din acesta? Da. Dar, din nou, vă spun, undeva, poate chiar început de toamnă, adică. În momentul în care dispare nota de cola, pentru că, da, undeva la primele 5-10 minute pe undeva pe acolo, din nou, în funcție de ce chimie face acest uh, parfum cu pielea dumneavoastră, nota de cola dispare și rămâne un parfum dulce, dulceag. Oarecum, oarecum, nu știu de ce, cel puțin pe pielea mea atunci când l-am testat, a rămas un parfum dulceag și pe undeva m-a dus cu gândul la ceva gurmand. Așa l-am perceput. Nu știu. Dar aș cumpăra varianta originală de la Mansera, cu siguranță nu. Nu, pentru că nu este un ADN sau ceva pe care să dau sub 800 de lei, sub 900 de lei, cât costă la Mansera. Prefer varianta de la Emir. Pentru că, da, Cred că știți și voi cele ce aveți parfumuri de la Dubai Collection. Gama Emir este high-end, este altceva. Um, blendurile sunt foarte, foarte bine făcute, aromele sunt foarte intense, performanțele sunt foarte bune, da? Din nou vă spun, începând cu prezentarea unui parfum terminând cu conținutul acestuia. Cam atât pentru astăzi. Nu vroiam să las să treacă timpul fără să vorbim un pic despre aceste parfumuri. Dacă le aveți și voi sau dacă le-ați testat, lăsați-mi și mie părerile și impresiile voastre în comentarii. Dacă vă surâd din nou, mi-ar place să știu. Și cam atât. Vă las și link către contul meu de Instagram, unde putem discuta și acolo, codul de reducere pentru cei de la Dubai. Din nou, în bara de descriere veți avea link și către pagina site-ului, partea aceasta cu preluări, livrări, comenzi Uniunea Europeană. Cam atât. Da. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Ne reauzim în secțiunea comentarii, iar eu, până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc toate, toate cele bune și neapărat să fiți parfumați. V-am pupat!